Astăzi vă arăt cum puteți face un stick USB cu ChromeOS. Pentru acest lucru, evident, aveți nevoie de un stick USB și de browserul Chrome. Unde veți merge și veți căuta Chromebook Recovery Utility. Mergeți pe primul rezultat. Aceasta este extensia de Chrome care ne va ajuta să facem stickul USB. Îi dăm Add to Chrome, Add extension și după ce s-a instalat, ne va apărea în meniul de extensii. O să i dăm pin ca să o fixăm aici. Dăm click pe ea și se deschide vom da pe Get Started și aici ne spune Identifier Chromebook. Noi nu avem un Chromebook, vrem să facem un stick pentru un PC sau un laptop. Așa că dăm pe Select a Model from a List și dăm la Manufacturer Google Chrome OS Flex. Apoi Chrome OS Flex și dăm Continue. Ne spune să introducem stick -ul. Dacă n-ați făcut-o deja, acum este momentul. Eu l-am introdus. Voi da click pe select, am un stick de 128 de giga de 115 de fapt după formatare și ne întreabă dacă este stickul corect. Dacă aveți mai multe stickuri în listă, deconectați-le pe toate care nu vreți să apară aici și rămâneți doar cu stickul pe care vreți să-l folosiți pentru installer. Click pe continue și click pe create now. Și în momentul de față, descarcă Chrome OS Flex, după care vă face stickul. În partea a doua vă și cum se instalează.